Echipa de fotbal CS Mediaș a reușit să parafeze primul transfer din pauza competițională. Atacantul Raul Orlandia a semnat cu gruparea din Mediaș, jucător în vârstă de 18 ani, născut în Șeica Mare, a mai îmbrăcat tricoul formațiilor Gazmetan Mediaș, CFR Cluj și CSC Șelimbăr. Raul Orlandia a oferit și primele declarații pentru pagina oficială a noii sale echipe. Acesta spune că Mediaș este acasă pentru el și că își dorește să marcheze cât mai multe goluri în tricoul CS-ului. Am ales să vin la Mediaș deoarece staful și întreaga echipă mi-au oferit sprijinul și încrederea necesară și cu siguranță o să ne atingem fiecare obiectiv propus. Pentru mine Mediaș înseamnă acasă, aici m-am format ca jucător și cu siguranță o să dau tot ceea ce am mai bun pentru suporteri și echipă. După o perioadă lungă în care am stat departe de gazon cu multe sacrificii și recuperări, îmi doresc să îmi depășesc toate limitele și să ajung la cel mai înalt nivel. Îmi doresc să am cât mai multe minute jucate, să am în cont cât mai multe goluri pentru a aduce Mediașul și echipa acolo unde i-a fost locul din tot. A spus Raul Orlandia. ACS Mediaș s-a despărțit zilele trecute de doi jucători. Răzvan Covaci s-a transferat la Jiul Petroșani, iar contractul lui Denis Ursu a fost reziliat pe cale amiabilă.